Ion Urușeț a fost ales cu majoritate de voturi, senatorul fiind și singurul candidat pentru președinția filialei județene. Primul ministru Emil Boc a fost prezent la eveniment, unde nu a ratat ocazia de a ataca alianța partidelor din opoziție. Aceasta, ați văzut că am avut o bătălie în Parlament miercuri și a fost o victorie psihologică și a mai desumflat un pic din alianța socialistă. Va veni și momentul ieșirii din recesiune, ca prim moment spre ieșire din criză, și va desufla și mai mult. La Târgu Jiu a fost prezent și secretarul general al PDL, Vasile Blaga, contracandidatului Emil Boc la șefia partidului la nivel național. Ambii musafiri politici veniți de la centru au nevoie de votul noului lider al pedeliștilor gorjeni la proximele alegeri. Blaga și-a canalizat atacurile împotriva Partidului Social Democrat. Pentru că dumneavoastră desfășurați o activitate politică într-o zonă dificilă. Și eu și domnul președinte Boc știm că se obține mult mai greu un vot în Oltenia, mai ales în Gorj, decât în Ardeal. E mai ușor să te bați cu PSD-ul în Bihor, la mine acasă, unde PSD-ul are 8%, unde nu prea a fost la putere. E mai greu să te bați cu el în Gorj, unde stăpânește județul ăsta din 1990. La alegerile din filiala gorjeană a PDL a participat și ministrul administrației și internelor, Traian Igaș.